Pacientul se afla în evidențele spitalului ca și bolnav psihic, iar cu două zile în urmă a fost adus de rude, în urma unei crize violente. Medicul Diana Marcoci spune că la puțin timp de la internare, bolnavul a avut un nou acces violent. A spart ușa salonului și a intrat în camera de gardă, amenințând personalul medical. Cu o zi înainte am fost de gardă, pacientul a fost foarte agitat, a spart ușa ce separă partea unde stau pacienții agitați de camera asistentelor și ne-a amenințat fizic și verbal pe mine, pe asistentă și pe infirmieră. Am reușit să-l liniștim și să-l trecem în spate, dar era foarte agitat și foarte agresiv. Pentru că el este un pacient refractar la tratament, să se ocupe familia mai atent de tratamentul lui. Gabriel Iliescu este medicul care a încasat un pumn de la bolnavul pe care l-a examinat dimineața. Doctorul spune că și-a scos și certificat medical, deoarece rudele bolnavului susțin că pacientul ar fi fost agresat în timpul imobilizării. M-am luat un certificat medico-legal ca să încerc să mă apăr dacă cumva apar niște evenimente. În momentul în care noi l-am condiționat, l-am legat de pat, că acolo se ajunge în final, știți? El s-a agitat foarte mult și a produs niște lovituri la cap, zona cu care era liber, că restul corpului era în mâinile noastre, știți? Familia s-a speriat și a început să spună că Iliescu ar fi... Nu e adevărat. Directorul medical al Spitalului Județean Târgu Jiu, Cristina Căliman, spune că, din păcate, astfel de bolnavi nu pot fi menținuți în spital tot timpul. Credeți că ar trebui să rămână internat acest pacient? Bineînțeles, fără dubiu, pentru că el este un om bolnav. Familia, ce poate să facă pentru el, poate să îi creeze un microclimat familial optim, adică să-i administreze, să-l ajute să-și ia tratamentul așa cum trebuie și să respecte prescripțiile medicale, astfel încât acutizările bolii lui să se rărească cât mai mult. Medicii spun că nu este primul caz de acest fel și că s-a întâmplat ca bolnavii să năvălească peste asistentele de gardă noaptea și să fie la un pas de a le strânge de gât. Personalul medical spune că ar fi necesar ca măcar pe această secție să existe o firmă de pază care să acționeze 24 de ore din 24.